Nu toți copiii se pot bucura de magia Crăciunului în familie. Este și cazul micuților care vor petrece sărbătorile de iarnă pe paturile Spitalului Județean Slatina. Pentru ca spiritul de sărbătoare să fie mai aproape de ei, voluntarii unei asociații au decorat frumos holurile secției de pediatrie și au vizitat pe micuții pacienți. S-au jucat împreună, au cântat și au împărțit cadouri. Am început un nou proiect în parteneriat cu Spitalul Județean de Urgență Slatina, prin care încercăm, prin intermediul voluntarilor noștri, să aducem o bucurie copiilor internați pe secția de pediatrie. Vom încerca de acum încolo, cu o anumită frecvență, și anume vom încerca lunar, să venim la ei și să le aducem diverse cadouri, să încercăm să-i facem să uite de faptul că sunt bolnavi. Am adus cadouri, am adus diferite, după cum vedeți, să ne jucăm, să îi facem să se simtă mai bine, să uite că de fapt ei sunt în spital. Și am venit să aranjăm pe aici puțin să fie mai primitor. Vrem să le aducem zâmbetul pe buze, ținând cont că vin sărbătorile. Am încercat să fim ajutoarele lui Moș Crăciun, să zic așa. Le-am adus mici cadouri care sperăm să-i facă mult mai fericiți. Copiii au fost încântați de vizita voluntarilor și s-au bucurat de cadourile primite. Au cântat, au decorat spitalul. A fost foarte frumos din partea lor. Vă așteptați la o astfel de surpriză? Nu. Am fost foarte bucuroși când au venit aici și ne-au cântat, au făcut poze cu noi. A fost foarte frumos. Cum ți s-a părut acțiunea celor de la Greceanu? Foarte frumoasă. Ți-a plăcut cum a amenajat spitalul? Da. Aceasta nu este singura acțiune umanitară organizată de membrii Asociației George Poboran pentru copiii noștri. Tinerii voluntari au mai oferit zilele acestea clipe plăcute și daruri de Crăciun copiilor din localitatea Verguleasa.